Considerăm funcția f definită pe r mai puțin 1 cu valor în r, f de x egală cu, hai să scriem aici, a mic ori logaritm natural din 4 minus x, dacă x mai mic ca 1, și 2 la x scăzut 2 supra x minus 1, dacă x mai mare ca 1, unde a e diferit de 0. Zice, mulțimea valorilor lui a, pentru care funcția are limită în x egal cu 1. Atenție! 1 nu face parte din domeniul de definiție, dar noțiunea de limită există în așa numitele puncte de acumulare. Ce înseamnă un punct de acumulare pentru o mulțime? Atenție, dacă aveți o mulțime A mare, este un punct cu proprietatea că în orice vecinătate a lui, adică un interval de formă A minus epsilon A plus epsilon, există cel puțin un punct al lui A mare diferit de el. Prin urmare, toate punctele din Dacă aveți intervale deschise, toate punctele din interiorul acestor intervale, inclusiv marginile, sunt puncte de acumulare, deci se poate face limita. În cazul meu, funcția mea, zice, e definită pe R mai puțin 1. Deci punctele de acumulare care sunt toate punctele de aici, inclusiv cele de la margine. Adică, de fapt, în toate numerele reale. Deci iată că are sens noțiunea de limită în acel punct. Putea să-l vedea aici undeva și nu există, știți? Nu, bun, putea să apară și eu ăsta, dar ca principiu, da? Și atunci face limită, ca o funcție să aibă limită, ce înseamnă? Limita la stânga egală cu limita la dreapta. Deci limită când x urcă la 1, îți dă cine din f de x? A mic, o logaritm din 4 minus 1, logaritm din 3. Limită când x coboară la 1, din cine? 2 la x minus 2 pe x minus 1. Asta puteți să o faceți și cu L'Hôpital. Uite, o să vă arăt în două feluri. Și anume, limită când x, punem tinde la 1, nu contează, din ăsta derivat, a la x derivat, e a la x logaritm din a, supra ăsta derivat, supra 1. Cât face? Este 2 la 1, 2 logaritm din 2. Fie puteți să o faceți folosind rezultatul că limită din a la x minus 1 pe x când x tinde la 0, este logaritm din a. La mine x-ul tinde la 1 și atunci, uite, puteți să o scrieți așa. Dacă îl faceți pe x ca fiind un 1 plus y, ce sunt când x tinde la 1, y undeva tinde la 0 și o să scriu limită când y tinde la 0 din cine? 2 la 1 plus y, adică 2 la y plus 1 minus 2, supra 1 plus y minus 1 supra y. Dai un 2 în factor de sus și vine 2 limită când y tinde la 0 din 2 la y minus 1 pe y. Adică exact asta. Logaritm din 2. Deci e 2 ori logaritm din 2. Observați același rezultat, da? Prin urmare, în cazul meu, iată că trebuie să avem de cine? A ori logaritm din 3 egal cu 2 ori logaritm din 2, da? Să vedem cum ăsta care se mai scrie logaritm din 2 la a doua, logaritm din 4. Deci a mic este cine? Logaritm din 4 pe logaritm din 3. Da? Sau dacă l-ar scrie într-o bază de așa, mai se poate scrie logaritmul în baza 3 din 4. Nu știm cum apare grila. Hai să vedem. Da? Pentru că, de ce logaritm în baza A din B este logaritm în baza 9 din ăla de sus supra logaritm în baza 9 din ăla de jos. Deci dacă ai un logaritm în aceeași bază, iată, vine logaritm în baza asta din ăsta. Da? Deci depinde cum apare logaritm din 4 pe logaritm din 3. Dar ce e aia cu acolo de... Asta nu înțeleg ce e partea fracționară, ce vrei aici. Nu, e logaritm din 4 pe logaritm din 3. Nu înțeleg de ce l-a pus între acolo de alea. Da, nu văd sensul de ce le-a mai pus între acolo de fracțiile astea. Logaritm din 4 pe logaritm din 3 este ăsta, a mic, da? Da, în fine, l-au pus așa cu acolată, el e logaritm din 4 pe logaritm din 3, da? A mic.